riscă să-și piardă pensia de boală pentru că nu s-a putut deplasa la comisie pentru reexaminarea dosarului. Maria Fluxă, o sibiancă de 51 de ani care are paralizie pe partea stângă, va rămâne fără singura sursă de venit care i-a asigurat traiul de pe o zi pe alta. Răspunsul autorităților este simplu. Nu poate să prezinte acte, nu beneficiază de pensie. 4 accidente vasculare într-un singur an, paralizie și epilepsie. Acestea sunt suferințele unei sibience care trăiește din pensia de boală de 535 de lei. Ieri trebuia să se prezinte la comisie pentru prelungirea pensiei, însă fiind pe pat a mers fiul ei. Ieri am fost la comisie și m-am dus cu actele pe care le aveam și cu vechea decizie din 2010. A ieșit, nu știu exact cine era, doamna asistentă sau doamna doctor. A luat dosarul, s-a uitat pe decizia veche și a spus este veche. S-a uitat pe ieșirile care le aveam, a spus sunt vechi. Mi-a cerut ieșiri recente, dar nu am avut pentru că mama nu am mai internat-o. Și mi-a spus că am 2 zile să le obțin, că dacă nu timp de un an de zile nu mai vede mama nicio pensie. Îi taie pensia. Maria a primit un termen de 2 zile în care trebuie să prezinte examinările medicilor specialiști. Eu nu pot să mă deplasez nici să beau apă, nici să mă duc la baie, abia mă duc. Și cum să mă duc eu la comisie? Mă întreb ce fel de doctor este acela care după 4 AVC-uri cheamă oameni la comisie. Mi-au spus că o să-mi taie pensia, că nu o să mai iau nicio pensie, să duc, am 2 zile la dispoziție, să duc hârtii recente dacă nu mi se taie pensia. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Sibiu nu au dorit să comenteze acest caz, spunând doar că nu este singura în această situație. Cert este că doamna Mariana Fluxă, pentru a-și primi în continuare pensia, are 2 opțiuni. Ori merge la un consult la medicul de specialitate, ceea ce îi este imposibil pentru că nu se poate deplasa, ori solicită un consult la domiciliu, care din nou este imposibil pentru că nu dispune de banii necesari. Mă trezesc, mănânc și eu, îi dau și mamei de mâncare, dacă trebuie alimente mă duc le cumpăr, am grijă să plătesc facturile, să nu din puținul care îl avem, să nu ne închidă gaz, curent. Este foarte greu. Un om în situația asta fără utilități o spăl când are nevoie, o ajută să se ducă la baie, când este rău, că sunt zile în care este foarte rău. Toate aceste greutăți apasă pe umerii unui tânăr de 22 de ani, student la Facultatea de Drept din Sibiu, care copleșit de griji abia dacă reușește să treacă o dată la câteva luni pe la cursuri.